Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi cred că am primit al patrulea... Da, cred că al patrulea distrack. Hai să vedem ce distrack ne-au făcut. De fapt, ne-a făcut domnul Pingu Ping. Ia să vedem ce avem noi aici. De ce și-a pus canal, link-ul de la canal în descriere. Ok, uneori rămân fără cuvinte. Curios dacă iarăși au copyright. Nu pare să iau copyright. Salut, eu sunt Ovidiu, nu ăla... Să trăiești. Da, și pe ăsta-l cheamă ca pe mine. Cu 666, ce ăla cu paletele de ping și pong? Și vreau... Ping pong, am înțeles, un joc de cuvinte. Vreau să-i fac un mic dis marelui Sixar, să încep... M-a zis? Marelui ce? Cu paletele de ping și pong. Și vreau să-i fac un mic dis marelui Sixar. Sixar? Sexar? Ce-a vrut să zic aici, că nu înțeleg. N-a lăsat nici versurile. Să începem. Să începem atunci, să intrăm pâine, n-am bufile de pâine ca să fac gluma aia. Salut, Ovidel mă mai numesc, eu primul care face distrack cu video oficial și îmi place tipul ăsta oficial, are tot respectul meu. Ar trebui să, da, nu știu cât de toxic o fi acest distrack în caz că trebuie să pun masca de gaze. Oricum îmi place și tipul are masca de gaze, are și un lans d'aur să aibă o valoare. Hai că îmi place, a început bine. Caracal, mă remarchez, am venit să-ți schimb canalul cel cu două fețe. Am sosit să-ți scot ideile malefice de la rece. Nu te mai forța, frate, cu content de căcat. Învață cum să faci, pas cu pas. Pas. Am ieș, hai mă încarcă. Deci, am descoperit ceva în video ăsta. Omul e sponsorizat de BCR. Rece, nu te mai forța, frate, cu Omul e sponsorizat de BCR, am înțeles, tipul face reclamă la BCR, se lăfăie în bani și a ajuns să-mi facă mie distrec. Și stă și podaci acolo. Uite-mi de căcat, învață cum să faci, pas cu pas. Nu e hateri, ci de toate zilele, îți oferim căcat din toate benzinăriile. Accelerez, bagi a doua, tot nu îți merge, tot te prindi. La mea nu știu ce faze să fac. În urmă să discutăm la bere, îți torn berea în cap, te las fără cuvinte. Ok, deci a fost mai multate la video. Foarte, îmi place ideea de video. Nu vreau să-i dați hate băiatului de treabă. Hai să fiu și eu atent, mai atent la versuri. Tu te prindi în urmă să discutăm la bere. Îți torn berea în cap, te las fără cuvinte. Te bag în butoi ca să mă ții la minte. A zis-o pe asta cu butoi în idee că tipul, tipul din Caracal a și zis că e din Caracal și a băgat-o pe aia că mă bagă în butoi. Bună replică, frate. De ce a pus nevi pe ăsta cu lada lui? Acum să trecem direct la final. Tu ovi un mare bostietar în... Trebuia să-și băgat un autotune să aibă voce de aia de trapper. Acum trecem la final. Că de mic din tractoriște trăgeai, tot așa ai rămas un mare căcănar. Din tractoriști mă trăgeam, asta e când cu șaurmel. Visez la faimă, dar primești un căcat. Poți spune că asta ai meritat. Am visez la faimă, o am pe faimă. M-ai recunoscut un copil pe stradă zile trecute. Dacă m-ai ascult până aici, o să te bag în butoi și o să te las acolo să putrezești ca un gunoi. Cracu, o să zică ca un coi. No, omul e reîncarnarea lui Gheorghe Dincă, se pare. Băi, eu sper că v-a plăcut, l-am făcut mai mult din lene, nici nu prea mi-am dat interesul, a fost un proiect de luni întregi, am scris acolo niște versuri, pe alea le-am lăsat și asta a fost, am băgat ceva în Adobe Audition vocea mea, am făcut 2-3 scheme și atât. Pa! Omul sponsorizat și de BCR și de Dormeo. Am înțeles. Ce să zic? Mi-a făcut distrec. Bun așa. Bun distrec-ul. Nu prea a fost atent la versuri. Hai să mai încerc să ascult versurile fără să mă uit la video.
Mai mult la clip, am uitat versiul, nu prea am zis, hai să mai dau o dată play. Salut, eu sunt... Păcat că nu l-a lăsat în descriere. Mare lui Sixar, să începem. Deci chestia în sensul, mare lui Sixar, nu știu ce vreau să zic aici. Și aici pianul ăla lung. Dacă vreau să aud și eu versurile. Salut, Ovidel mă mai numesc, eu din Caracal, Mare Marchez, am venit să-ți schimb canalul cel cu două fețe, am sosit să-ți scot ideile malefice de la rece. Am înțeles, deci omul s-a prezentat și a zis ceva, e canalul meu, idei malefice, pentru că 666, bă, le-a dat cu cap. Nu te mai forța, frate, cu content de căcat, învață cum să faci, pas cu pas. Ca să reacționez la așa ceva, nu-l contrazic. Noi haterici de toate zilele, îți oferim căcat din toate benzinăriile. Am să căcat din toate benzinăriile. Accelerez bagea a doua, tot nu-ți merge, tot te... Accelerez bagea a doua, tot nu-ți merge. Prind din urmă să discutăm la bere, îți torn berea în cap, te las fără cuvinte, te bag în butoi ca să mă ții la minte. Deci, astea cu butoi, au, a dat de două ori asta cu butoi, dar mergi, ca și zis că e din Caracal, tipul de Gheorghe Dincă. Bă, am vrut să facă ceva bun, se putea și mai bine dacă își dădea mai mult interesul, dar e ok. Apreciez, a cântat, a făcut videoclip, a avut mască de gaze, deci... Super tare, hai să termin să mă ascult asta odată, să nu iasă un clip de 5 minute. Acum să trecem direct la final. Tu aveai un mare boschetar, încă de mic din tractoriște trăgeai, tot așa ai rămas un mare căcănar. Tu visezi la faimă, dar primești un căcat, o spune că asta ai meritat. Îmi place că a pus poze și cu bombardierea, să bat una, apropo că eu sunt bombardier. Dacă mai asculti până aici, o să te bag în butoi și o să te las acolo să putrezești ca un gunoi. Nu știu dacă gunoiul putrezește, adică... Mă rog, se biodegradează, dar dacă vorbim de sticlă sau plastic, durează mii de ani. Băi, eu sper că v-a plăcut la... Ne-a plăcut, ne-a plăcut, da. Deci, dacă nu uit, vă las link-ul în descriere sau vă abonați la băiatul. Sigur o să uit să-l las în descriere, așa că nu uitați. Pingu ping, e bun, e bun băiatul. I-am dat și notă la canal, mi se pare. Da, eu îi dau like. Cel mai bun diss track pe care l-am primit. Cântat, de fapt, mi-a mai făcut unul video, diss track cu video. Dar n-a fost wow video ăla. Dacă mai ținut diss track-ul lui Kix când cânta la chitară. Nu prea cânta la chitară și s-a filmat un pic, mi se vedeau mâinile. Aici tipul s-a filmat cu totul. Oricum, cred că îmi fac formație cu voi. Eu o să fiu la chitară și vă pun pe voi la voce, nu știu. În fine, deci, ăsta a fost clipul. Ops, dădeam pe jos microfonul. Nu-i dați hate băiatului că a făcut un distrec. Ok, deci pentru, da, să-i faci distrec lui 66, nu te aștepta să faci ceva wow. Dar mă rog. Ne auzim data viitoare. Probabil, seara pe live. Ciao, les.